Am ajuns la Sinaia pentru concursul de eleganță. Este un moment special nu doar pentru că aici se vor aduna foarte multe mașini clasice, ci pentru că anul acesta avem un cadou de la Porsche. Porsche Museum a trimis special în România pentru acest eveniment un Porsche 356. Haideți să vedeți cum se descarcă. Foarte emoționat în acest moment, nu doar pentru că Porsche a trimis acest 356 direct din Porsche Museum pentru concursul de eleganță de la Sinaia, nu doar pentru că sunt aici când mașina se descarcă, ci și pentru că eu o să fiu cel care o pornește pentru prima oară și mai face și o tură prin Sinaia cu ea, imediat acum după ce a coborât. Deci mașina a coborât, emoțiile sunt puternice și Klaus este aici, pregătit să-mi mâneze mie cheia cu care eu voi porni acest 356 ca să merg cu el pe stradă. Thank you, Klaus. You're welcome. It's been an absolute pleasure meeting you. And you. Thank you. Asta e zgomotul pe care îl face ușa unui Porsche 356 din 1953. Bun, procedura de start. Avem aici o manetă pe care scrie RES, ZU, AUF. ZU cred că e închis, AUF cred că e deschis. Este conducta de benzină, de alimentare cumva. Am deschis-o, după care îi dau două pedale. Una, două. Punem contactul după ce i-am dat două pedale. După care apăsăm pe butonul starter. Bun, de pornit a pornit. Motorul nostru de 1500 de centimetri cubi, de 55 de cai putere, este pornit. Acum, spre exemplu, eu o să fac următorul lucru, să mă dau mașina puțin în spate, ca să putem avea o plecare frumoasă. Aici suntem. Gata. Sincer, nu o să mă bazez foarte tare pe frâne, ci o să mă bazez foarte tare pe anticiparea traficului și pe calitățile mele de șofer cu experiență. Ia să vedem. Am băgat treapta întâia și am plecat. În aplauzele mulțimii am accelerat cea mai frumoasă mașină pe care a făcut-o Porsche vreodată. Pe prima. Am plecat. Comenzile se operează simplu, intuitiv. Și până acum, 200 de metri, plăcerea de a conduce este prezentă. Suntem în Sinaia cu Porsche 356. Astăzi este joi și pot să consider că este joia mare înainte de concursul de eleganță de la Sinaia. Concursul de eleganță de la Sinaia a crescut an de an, nu doar prin numărul participanților, ci și prin calitatea mașinilor pe care le vezi aici. Este o plăcere absolută să vii să vezi cu câtă pasiune oameni ca noi, dar cu mult mai mult timp liber și cu resurse alocate corect, restaurează mașini cu cea mai mare dragoste de care pot da ei dovadă. Dincolo de mașinile care sunt participante la concurs, însă evenimentul de la Sinaia crește în importanță de la an la an și cu interesul pe care îl acordă, spre exemplu, entități din astea, cum este Porsche Museum. Iar faptul că Porsche Museum a trimis aici acest 356 din 1953, la aniversarea de 75 de ani a mărcii, mi se pare un moment absolut extraordinar. Acum, revenind la mașină. Trebuie spus că pentru a o judeca în mod profesionist, mie mi-ar trebui niște
experiență de condus foarte multe mașini clasice. E, n-am condus foarte multe mașini clasice, am condus câteva, dar alea au fost niște minunății din Ciria Collection. Prin urmare, acum, în momentul în care mă sui în acest 356 din 1953, nu sunt chiar așa venit de pe stradă, parașutat cu pluta într-o experiență nemai întâlnită. Mai ales că acum câțiva ani am condus și un 356 Carrera B din 1962, una dintre cele mai rare mașini din lume, pe lângă Stuttgart. Aia era decapotabilă, asta nu este. Nu o să mă apuc acum să fac o comparație între 356 Carrera B din 1962 și 356 din 1953, acest cupe superb pe care îl conduc acum la Sinaia. Dar ce pot să spun este că mașina asta, înainte de toate, trebuie judecată prin importanța pe care a avut-o ea în lume atunci când a fost lansată. În 1953, Porsche 356 era, cum să vă spun eu, o mașină de curse. O veritabilă mașină de curse. Porsche a produs până prin 1965, din 48, aproximativ 76.000 de unități de 356. E, ca să vă dați seama cât de importantă este mașina asta în istoria omenirii, trebuie să vă spun că cel puțin jumătate dintre ele sunt în continuare pe roți. Ele funcționează. Până în 1965, când Porsche a înlocuit 356 cu 911, această mașină era practic unul dintre reperele mapamondului în ceea ce privește automobilismul sportiv. În ceea ce privește automobilismul de curse. Da, asta era pe vremea aia o mașină de curse. Iar acum suntem pe stradă în Sinaia cu Porsche 356. Emoția este fabuloasă. Sinaia, acum în Joia Mare, înainte de concursul de eleganță, nu este super aglomerată. Dar oamenii care sunt aici știu despre ce este vorba. Sinaia, cum să vă spun, mai are puțin și se va transforma în curând într-un fel de Le Mans. Un orăcel care trăiește pentru cursă. Cam la fel o să trăiască și Sinaia pentru concursul de eleganță în curând. Atât de important devine acest eveniment în economia anuală a oamenilor care vin să-și petreacă timp la Sinaia. Pedalele sunt amplasate într-o poziție decentă. Opa, stai că trebuie să frânzi. Frâna este tare și trebuie anticipat cu mult timp înainte momentul în care trebuie să frânezi. Direcția, sigur că nu poate fi considerată o direcție după standardele din 2023, dar ea duce mașina acolo unde ai nevoie să fie dusă. Scaunele, mă rog, sunt mai degrabă niște perne de recamier, așa cum ne-am obișnuit în copilărie la bunici. Sprijin lateral la șezut nu prea există, dar la spătar, atâta vreme cât te înfigi un pic în perna asta, există. Salut, salut! Motorul are 1500 de centimetri cubi și, atenție, 4 cilindri, produce 55 de cai putere. Asta sigur că este o valoare mai degrabă apropiată de Dacia 1300. Are o relevanță pentru fiecare român. Și accelerația de la 0 la 100 de km pe oră se întâmplă în nici mai mult, nici mai puțin decât 17 secunde. Acum, sincer, ca să mergi cu mașina asta pe stradă, vezi, nu e o problemă. Probabil că ți-ai dori niște suprafețe vitrate mai mari doar ca să vadă oamenii de afară că tu ești la volan când conduci. Mașina asta este foarte specială pentru că din 1952 Porsche a înlocuit parbrizul din două bucăți cu acest parbriz practic îndoit cumva la mijloc, dar fără ca el să fie spart în două. Este o singură bucată de geam care și-a căpătat pe vremea aia porecla de Nick Scheibe. Așa a fost cunoscută această soluție constructivă. În spate aici sunt două locuri, mă rog, cam strâmte, în care pot lua loc fie doi copii, fie doi adulți mai de mici dimensiuni și un spătar care se rabatează. Mașina și-a păstrat mulți ani la rândul aceeași formă a caroseriei, dar a primit îmbunătățiri
cu fiecare an. Spre exemplu, acest 356 din 1953 s-a bucurat și de această cutie de viteze cu patru rapoarte fully synchronized și s-a bucurat și de tamburi mai mari, astfel încât comportamentul sportiv să fie prezent nu doar pe accelerație, ci și pe frânare. În plus, pentru prima oară s-a văzut pe un model Porsche emblema Porsche așezată aici, în mijlocul volanului, cu claxon cu tot. Absolut nicio problemă în a controla mașina. Răspunde foarte frumos la comenzi, chiar dacă ele sunt grele, lucrurile se întâmplă. Adică și accelerația și frânele sunt grele și direcția e grea, dar totuși, fără nicio problemă, mașina virează, accelerează, frânează. Totul este absolut minunat. Acestea fiind spuse, cred că este momentul să întorc mașina înapoi la Castelul Peleș, astfel încât, începând de poimâine, să se bucure cât mai multă lume de ea la concursul de eleganță de la Sinaia.